e ora 5 jumate. De data asta merg cu trenul la competiția de pescuit Urban Park Fishing Challenge, ediția 4. A și nins puțin azi noapte și sunt, cred că, minus 3-4 grade. Destul de provocator. Vine și trenul imediat. Și am ajuns și în Răstrău. Mă apropii de punctul de întâlnire. Mă înscriu. Câteva instrucțiuni și ne vedem pe apă. Apa e puțin agitată, e puțin vânt. Îți fie greuț. Încă e frig. Ok. 10 beturi. Ești cu 10-a. Vladi, e pe drum. Da. Cine are? Să nu știu ce asta. El a fost și el, sau altă era fost. Știam că se ține concursul dimineața, când am zis, dacă eu până acum, dimineața la 6, când am ajuns la 6, mi-a zis că nu dă nimeni la pești. Că nici eu n-aș vrea să stau pe aici, că mi-a zis că nu se referea la concurs. Poate nu se referea la concurs. La concurs, nu. Pare că proprietarul bărții s-a răzgândit și nu ne mai lasă să pescuim. Să vedem. Dăm aici un pic? Bine. A, uite, mă. Hai să stăm aici, mă. Te-ai pus bine aici. Ai agățat? Ăla-i, mă, în sfârșit. Biban. Da. Se simte decent. A, nu e biban, mă. Strap. De ce ești strap, mă? Dacă erai biban, punctai și tu mai mult. Zi la taic, tot să vină pe aici. Uite-mă. Hai, fi biban. Bun. Hai și peste 15. Da. Ala-i, mă. Dacă n-ai 15, te bat. Nu-ți mai dau drumul, te bag în tigaie. Hai, mă, care? 18.
mai vin odată. Mamă, ce... Mi-a rupt coada, mă. Ce vorbești? Da. L-ai luat, a? Hai că vin eu acolo. Vin eu acolo. Ai comis-o, mă? Are 40? Ah, știu că. Da. Bravo. La locul începătorului. Ce vorbești? Perfect. Stai mai aici. Hai că are 49. Gata? Te descurci. O duc să-l spăl. Mamă, ce-a luat! Biban, cred că e. Și cred că e foarte mic. Sau? Oh, e strap, nou! Nu e bun, sunt 5 puncte. Ce-ai făcut, mă? E drumul. Mă, cum se auzea? O fi din canalul ăla de lângă ori pompa. Dacă era Biban, era bine. Și s-a dus. Nu! Gata! Stop, joc! Ia, să scoatem și unul. Thank you.